Ce tare e asta cu scrisoarea intelectualilor către Iohannis? Zic că e tare în sensul că e incorrect spus. Printre semnatari am văzut și numele Andrei Pora. Deci, pentru corectitudine, scrisoarea intelectualilor și a unor particulari către Iohannis. Pleșul, Iiceanu, Oișteanu, Tizmăneanu, mă rog, îi știți foarte bine din perioada în care nu-i lăsase Traian Băsescu la vatră. Toți sunt nemulțumiți de o decizie pe care ar urma să o ia Iohannis. Numirea lui Dan Mihalache în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale. Motivul? Mihalache a fost și el PSD-ist doar vreo 10 ani așa, consilier al lui Năstase, prieten cu Ponta și Maior. E incompatibil omul cu a face politică altfel. Cam la fel de incompatibil cum e oricare dintre semnatarii scrisorii de a face o societate civilă altfel. Dar mă rog, cine suntem noi să facem astfel de aprecieri, nu? Suntem totuși uimiți și îngrijorați că v-ați oprit pentru funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale asupra unei persoane, Dan Mihalache, ale cărei antecedente nu-l recomandă în niciun caz ca pe un democrat veritabil. De la traseul său curricular, care începe în perioada Văcăroiu, traversează perioada Năstase, virând apoi către Crin Antonescu, trecând apoi prin opinia sa, pe care a făcut-o publică, privind parteneriatul româno-american și până la felul în care se exprimă domnia sa, e în grav dezacord cu ce așteptăm din partea instituției prezidențiale. Apropo, domnii intelectuali, dacă îmi permiteți o aroganță, traseu curricular este pleonasm. În limba latină, curriculum chiar asta înseamnă. Traseu, curs. Mă rog, răutăți, ce, voi sunteți intelectuali în latină? Nu, domne, sunteți intelectuali în limba română. În română merge. Mă gândesc că în română ar fi mers o astfel de scrisoare și către președintele Traian Băsescu. Și nu odată, ci în mai multe rânduri. Când a luat-o în brațe pe Elena Udrea abandonând totul pentru ea, când l-a jignit pe regele Mihai, când a zis că școala românească scoate numai tâmpiți, voi intelectuali fiind chiar premianții școlii românești, nu? Dar am văzut că a răspuns și domnul Iohannis, da. Mulțumesc revistei 22 pentru scrisoarea deschisă pe care mi-a adresat-o în numele unui grup de intelectuali. Îi asigur pe semnatarii ei că rămân credincios promisiunilor și angajamentelor pe care mi le-am luat față de românii din țară și din străinătate. Acest lucru se va reflecta în toate deciziile mele, inclusiv în privința echipei de consilieri. E, rezolvă, stați liniștiți, se rezolvă! Zici că e vărul din reclama aia, Iohannis. Le rezolvă el pe toate. Apropo, dar aveți așa și niște sugestii pentru domnul Iohannis? Cam cu ce fel de oameni ar trebui să lucreze? Bă, eu cred că aveți. Eu cred că aveți, dar vă e jenă să spuneți așa direct. Eu cred că voi vreți să vă propuneți pe voi. Am dreptate? Mă, pișichierilor, mă...